Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Bine, astăzi avem acest minunat BMW seria 7. Îl vom transforma în mașina lui Gaju Kid Garage. Dacă nu știți pe Gaju Kid Garage, e un tip foarte, foarte tare, care are un BMW super genial. Îl aveți acum pe ecran și practic vom încerca să recreăm mașina lui cu acest mod. Să dau volum mai tare să auziți cum sună mașina asta, că sună genial. Mie îmi place foarte, foarte tare cum sună. Bun, o să dau mai încet că e prea, prea tare sonorul, dar uite, o să-l dau așa să auziți. Bun, hai să intrăm la Los Santos Custom să vedem ce îi facem. Vreau să facem foarte asemănătoare cu mașina lui, pentru că e genială. Bun, repair, hai să vedem. Brakes, așa, engine, astea-s clasice, mă rog, astea nu prea contează. Nu am mod de headlights colorate, așa că o să le punem de-astea albastre. Neoane nu punem pentru că el nu are. Primary color, hai să vedem ce punem. Mă gândeam la un metallic. Luare așa mai închis, știi? Metallic white, wine red cu pearlescent candy red. Așa ar fi blană. Dar e un pic prea închisă. E un pic prea închisă. Hai să vedem, să o deschidem puțin. Dacă punem un un graphite așa, care e un pic deschis cu un pearlescent de candy red. Nu, e doar gri. Na, nu, e urâtă. O să punem wine red cu candy red. Zic că arată ok, na. Și secondary color, ia să vedem ce luăm. Ai, ăsta e acoperișul gen. Negru. Lasă-l negru. Bun, transmisia, mă rog, turbo, așa, wheels, aici e foarte important. Ne uităm la sport, să vedem dacă găsim ceva interesant. Îmi trebuie niște jante foarte mari. Astea, dar nu arată. Astea ar putea fi. Da, cred că astea o să le luăm până la urmă, pentru că nu avem altele. El le are foarte albe. Așa. Punem bulletproof tires pentru că trebuie. Bun. Windows. Punem limo pentru că el așa le are. Și cam asta îi arată aproape ca a lui. Aproape, aproape. Și poate vă întrebați, dar Gami, lipsește ceva, a lui e mult mai joasă. Asta nu e joasă, asta numești tu joasă? E bine, am un mod special pentru voi. Am instalat un mod cu perne de aer, frate, deci fii atent. Hai un pic prea jos. Așa. Bă, eu zic că acum seamănă mașina, doar că face drifturi destul de urât și nu știu de ce. Așa. Și poate fi și foarte sus, stai. Adică când zic foarte sus, mă refer la foarte sus. Wow! Bă, stai, putem face... Nu, fii atent ce tare! Nu! Ce? Nu, gata. Nu! Du-te, coi, ce tare! Cred că e un pic prea sus. Aduce mai multa Monster Truck. Dar totul... Nu! Totuși ar fi tare să ai o mașină așa. Mă rog, și dacă o lăsăm jos. Vreau să o fac, știi, să meargă cum trebuie. Eu zic că am făcut-o să meargă destul de bine. Și uitați-vă cum arată, frate. Stai să o reparăm. Lolo, uite un tip cu mașina noastră. Ce tare, dar bine, a noastră arată mult mai genial. Uitați-vă cât de joasă e, frate. Așa. Hai să ne vedem ce tweak-uri putem face să meargă super bine. Uite, hai să-i punem puțină viteză, știi? Și puțin de-asta. Și puțin de-asta. Bine, nici chiar atât de mult accelerație. Prea multă.
Da, eu zic că e super așa. Gen, nu, 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 nu intra în mine așa. Uitați-vă cum arată și cum și cum merge. Eu zic că seamănă destul de mult cu cea lui Gaju Kid, în afară că n-avem headlights-urile colorate și roțile exact la fel. La Object Spooner și mergem la asta și mergem la 750 mit și îi dăm load. O să ne teleporteze la un mit de mașini, un mit de BMW-uri, care e foarte, foarte tare, gen un car mit. Știți ce e la car mit? Mă rog, un pic am buguit la noi aici, dar na. Uitați, numai BMW-uri din astea. Marșe mișto ăla mov. Mama mia. Uitați câte BMW-uri, frate. Ziceți voi dacă ăsta nu-i raiul pe pământ. Bă, dar un loc de parcare n-am și eu, frate. Vai, am zgrealul la mașină. Cum e, uitați-vă cât de joasă aici la roata din spate. Cum e? Mamă, e blană, ia. Hai să intrăm și puțin în interior să vă arăt. Uite, avem aici interiorul de BMW și toți scaunele de BMW, tot foarte, foarte blană. Nu poți deschide ușile ca pe online, ceea ce e destul de nasol, dar totuși zic că arată super genial și așa joasă. Mamă, cum ar fi asta în GTA normal? Mi se pare cea mai tare, frate. Așa negru cu roșu, arată prea, prea blană. Jur, ia uite. Eu zic că acest episod merită un like pentru cât de mișto arată toate mașinile astea. Respect lui Gaju Kid pentru cât a muncit și câți bani a băgat în mașina aia, pentru că e super, super, super tare. Da, eu sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, apăsați. Uite, uite, uite un BMW, uite, uite încă unul. Câte BMW-uri, frate, cât de tare, uite încă unul. Dacă v-a plăcut, nu uitați, apăsați butonul de like să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Uite, încă două. Aolo, dă-te, bă! Și da, mi-a fost Grammy, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!